7 volume de sonete în 7 bani. Prima dată când am întâlnit așa ceva. Bine ați venit la noi, domnule! Când a fost lansat volumul Inelul de Aur, v-a fost furnizată o informație. Cel care v-a furnizat-o este un om pe care îl iubesc extrem de mult. N-am vrut în clipa aceea să spun ce vă spun dumneavoastră acum. Informația a fost următoarea. Că pilotul Băzu Cantacuzino nu îi se cunoaște mormântul. Nu e adevărat. Băzu Cantacuzino a fugit pentru că, să vă spun o treabă, uitați magazin istoric aici. Până la 27 august 1944 efectuase 470 de misiuni la inamic. Luase parte la 200 de lupte aeriene, repurtase 68 de victorii aeriene și doborâse 40 de avioane de luptă sovietice. Trebuia să fugă. Cum era să mai rămâie cu 40 de avioane rusești doborâse? Acum, să vă citesc sfârșitul lui. Aviatorul care realizase 10.000 de ore de zbor și înfruntase de nenumărate ori moartea, ieșind teafăr din zeci de lupte în văzduh, înceta din viață la Madrid în seara zilei de 25 mai 1958, în urma unei operații nereușite de apendicită. Deci mormântul îi se cunoaște. Ascultați aici. Sicriul său, acoperit cu tricolorul românesc, a fost însoțit de o numeroasă asistență. Nicolae Dumitrescu, fost ministru al României la Madrid, contele de Valelano, președintele Consiliului de Stat, generalul Mihail Rodrigo, capitan general al primei regiuni militare, alți 8 generali, președintele Aeroclubului Spaniol, contele Casa Royas, fost ministru plenipotențiar la București, acum șef al Casei Civile al generalisimului Franco, primarul Madridului, ambasadorul Juan Francisco Cardenas, fost ministru al Spaniei la București, și Washington, și soția sa româncă născută în anul, prințesa Maria Luiza, sora al regelui Simeon al Bulgariei, ducele Vladimir al Rusiei, nepot de soră al reginei Maria a României, nume mari ale aristocrației spaniole în frunte cu ducesa de Medinacel și contele Florinda Blanca, miniștri plenipotențiari reprezentați ai guvernelor în exil ai Poloniei, Estoniei, Ungariei, Ciosovaciei și Letoniei, primul consilier și primul secretar al ambasadei Statelor Unite ale Americii și mulți aviatori reputați. Printre cei prezenți s-a numărat și Otto Skorzeny, cel care îl răpise pe Mussolini. Da, oficiate în doiul războiului rece și al confruntării dintre lagărul antisovietic și condus de Statele Unite, pe de o parte, și Uniunea Sovietică și țările subjugate de aceasta pe în jumătate de răsărit a Europei, de cealaltă parte, funerariile lui Băzu Cantacuzino căpătau o valoare de simbol. Deci, dragii mei, rectific acea informație și rețineți că mormântul pilotului Băzu Cantacuzino este cunoscut, a fost înmormântat cu mare onor. Dar domnul Topolov nu spune asta în cartea lui? Poftim.